Iubiți credincioși, dragi ascultători ai radioului Iași, trăim azi, în duminica a doua Paștelui, momente deosebite. Am putea spune un eveniment unic, un eveniment planetar din istoria umană și creștină. Doi papi, Papa Francisc și Papa Emerit Benedict al XVI-lea, înconjurați de circa 150 de cardinali, 1000 de episcopi, 6000 de preoți, 93 de delegații oficiale, din care 24 de șefi de state și capete încoronate, și probabil peste 1 milion de pelerini veniți de pe toate continentele, vor fi prezenți în piața Sfântului Petru de la Roma pentru a asista la Sfânta Liturghie și la ceremonia solemnă de canonizare a doi papi, Ioan al XXIII-lea și Ioan Paul al II-lea. Vor fi prezenți mulți musulmani, evrei, frați ortodoxi, anglicani și protestanți, pe care cei doi sfinți noi i-au respectat în credința și trăirea lor și cu care au dialogat în vederea găsirii unor noi căi comune de conviețuire spre propășirea pașnică și spirituală a omenirii. Canonizarea sau declararea ca sfinți a celor doi papi înseamnă recunoașterea bisericească oficială că ei au exersat în mod eroic virtuțile naturale și teologale, iar în condițiile concrete ale vieții au fost mereu uniți cu Dumnezeu, trăind în harul și prietenia sa, vestindu-l cu sârguință, cântându-i gloria și promovând binele oamenilor și a bisericii. Săvârșind actul solemn de canonizare a lor, biserica este ferm și perfect convinsă că ei văd fața lui Dumnezeu, sunt alături de toți sfinții și drepții tuturor veacurilor și că pe drept ei pot fi considerați mediatorii noștri pe lângă divina îndurare. În același timp, ei au fost și devin, prin confirmare bisericii, o dată în plus, jaloane și indicatoare pe drumul credinței fraților călători încă pe pământ și modele la care trebuie să privim și pe care să le imităm. În aceasta constă cinstirea pe care le-o datorăm și pe care dorim să le-o oferim cu recunoștință. Ce au în comun acești doi noi sfinți? Fără îndoială, ambii au avut înainte de toate o credință profundă pe care au trăit-o și au mărturisit-o prin fapte obișnuite, împlinindu-și cu fidelitate și disponibilitate generoasă toate obligațiile izvorâte din chemarea la viața umană, creștină și apostolică. Ambii au dat dovadă de o iubire contagioasă, care chiar fără intenția și efortul de căutare a lor, i-a făcut simpatici, atrăgând pe mulți ca să imite. Au iubit omul, umanitatea, natura, mediul înconjurător, respectând și valorificând în toate acestea opera lui Dumnezeu. Nu degeaba Papa Roncalli, Ioan al XXIII-lea, era numit Papa Buono, Papa cel Bun, iar despre Ioan Paul al II-lea se spune că a avut mereu numai atitudini prietenoase, pașnice și împăciuitoare, fiind surprins doar o singură dată că și-a ieșit din fire, și anume atunci când a luat atitudine împotriva mafiei italiene. Și unul și altul au prețuit biserica pe care au apărat-o și au promovat-o în plin secol al XX-lea, spre binele spiritual al omului, expus atâtor pericole și tentații provenite din partea dușmanilor credinței sau a celor lași și indiferenți. Atât Roncalli cât și Wojtyla au deschis nu numai fereastra, dar și ușa bisericii pentru a da posibilitatea ca să intre un aer proaspăt și împrospătat, aerul, Duhul, Suflul lui Hristos,
dornic să continue a-i mântui pe oameni. În acest sens, Ioan al 23-lea a avut curajul să deschidă cel de-al 21-lea conciliu ecumenic din istoria Bisericii Catolice, cunoscut sub numele de Conciliul Vatican al II-lea, care avea ca scop de a aborda fără frică, de a analiza în amănunțime și de a îmbunătăți permanent relațiile dintre biserică și lumea modernă. Ioan Paul al II-lea a participat la conciliu mai întâi ca episcop auxiliar și apoi ca arhiepiscop de Cracovia, iar ca papă a avut grijă ca documentele conciliului să fie cunoscute, prețuite și aplicate în viața bisericii. Cu această intenție a cerut să fie prelucrat și editat Catehismul Bisericii Romano-Catolice, apărut în 1992 și care, după cuvintele papei, reprezintă și prezintă roadele coapte ale conciliului. Acești doi papi ai secolului al XX-lea, contemporani unora dintre noi, au călcat pământul românesc. Ioan al XXIII-lea a fost la București de 3 ori. Odată în 1930, când era în misiune diplomatică în Bulgaria, fiind oaspetele nunțiului apostolic Angelo Maria Dolci, vizitând apoi și mănăstirea ortodoxă de la Căldurușani. S-a reîntors în 1932, venind tot din Bulgaria. În 1940, fiind nunțiu apostolic în Turcia, a fost rugat de către Isaac Herzog, rabinul șef al Ierusalimului, să-i ajute pe evreii români deportați în Transnistria. Totodată a intervenit pe lângă autoritățile turcești pentru ca o navă cu evrei români plecați din portul Constanța cu destinație Israel să poată traversa apele teritoriale ale Turciei, fiind în felul acesta salvați circa 750 de evrei, dintre care 250 de copii orfani. Cei mai mulți dintre noi însă mai avem încă vie în minte memoriabila vizită a lui Ioan Paul al II-lea în România în zilele de 7-9 mai 2009. A fost o vizită istorică, 1999. A fost o vizită istorică, era primul papă care a vizitat o țară majoritar ortodoxă, primul papă care ne-a sărutat pământul și ne-a vorbit românește, primul papă care a adus un profund omagiu țării noastre, grădina Maicii Domnului. De neuitat gestul de îmbrățișare între suveranul pontif și patriarhul ortodox teoctist, sau parcă ne mai răsună încă în urechi strigătul spontan al tinerilor: unitate, unitate. Iată, dragi credincioși și stimați ascultători ai postului de radio Iași, iată, în mai puțin de 3 ore, adică la ora 11, ora noastră, în piața Sfântului Petru, acești doi papi vor fi ridicați azi de Papa Francisc la cinstea altarelor și proclamați sfinți. Ne bucurăm că acolo va fi prezent și episcopul nostru, Petru Gherghel, împreună cu un numeros grup de preoți și credincioși români care ne vor reprezenta și ne vor prezenta mijlocirii celor doi sfinți. Va fi desigur o celebrare minunată, ce a fost precedată și pregătită de o noapte albă de veghe, de rugăciune și adorație în circa 15 biserici din centrul Romei. Participând și noi de aici, de acasă, la acest eveniment, bine știind că chemarea la sfințenie nu este rezervată doar unor anumite persoane sau grupuri, ci este universală și se adresează tuturor, ne vine spontan în minte o întrebare. Ce i-a condus pe acești doi papi pe drumul sfințeniei? Sau ce au făcut ei în mod deosebit că astăzi biserica îi proclamă sfinți? Dacă le vom analiza mai îndeaproape viața, și s-au scris extraordinar de multe cărți și articole despre ei, vom putea observa cu ușurință că ei au fost oameni ca și noi, dar care au căutat să îndeplinească în toate planurile și voința lui Dumnezeu, hrănindu-se zilnic din cuvântul său pe care apoi l-au pus în practică, chiar și în cele mai mici lucruri, slujind cu credință și iubire eroică pe Dumnezeu și pe oameni. Au știut să caute apropierea de izvorul vieții și al sfințeniei. Au practicat zilnic unirea cu Dumnezeu pe care l-au întâlnit în lectura și meditarea mesajului său adresat oamenilor.
Ceea ce a urmat de aici a fost că ei au simțit necesitatea prezenței lui Dumnezeu în viața lor, cu care apoi au colaborat, pe care l-au mărturisit cu stăruință, prezentându-L lumii ca pe acela fără de care nu există mântuire. Dacă am vrea să-i raportăm la liturgia cuvântului din duminica de azi, numită Duminica Albă sau Duminica Tomei sau Duminica Divinei Îndurări, am putea spune că ei au trăit ca și primii creștini și s-au desăvârșit duhovnicește datorită faptului că i-au permis lui Dumnezeu să viețuiască în ei, să săloșuiască în viața și activitățile lor, pentru că apoi împreună cu El să se apropie de oameni cu care să împărtășească greutățile vieții, dar și bucuria credinței și a păcii adevărate cu Dumnezeu, cu sine și cu oamenii. Referindu-ne la prima lectură de azi din Faptele Apostolilor, ne dăm seama că care au fost caracteristicile și structurile principale ale primei comunități creștine. La o citire atentă, le individuăm în patru puncte. Frații stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Nimic mai simplu și mai ușor. Era un program de viață a primilor creștini și poate să fie și astăzi un model și un exemplu de urmat. Și dacă societatea zilelor noastre se confruntă cu atâtea sincope și cu o criză îngrijorătoare în toate domeniile, am putea găsi cauza tocmai în faptul că nu mai ținem cont de aceste patru puncte. Nu ne mai lăsăm ghidați în viață de învățătura Domnului, dar avem principii proprii. Suntem individualiști, egoiști și nedrepți în împărțirea și folosirea bunurilor, fără să ne uităm la necesitățile celor de aproape sau de departe. Ne hrănim mintea, inima, sufletul și trupul doar cu articole sintetice și digitale, care treptat sau fulgerător de repede ne duc spre dezintegrare personală, familiară și socială, în loc să apelăm la hrana oferită de Dumnezeu în cuvântul Său ori la masa euharistică. Iar dacă e vorba de rugăciune, în vâltoarea vieții stresante și galopante, cine își mai ia timp să găsească o pauză, să îngenuncheze, să-și împreuneze mâinile, să se reculeagă și să privească rugător spre Domnul, stăpânul vieții și al istoriei. Iată, iubiți credincioși, ar fi cazul să ne facem un scurt examen de conștiință, analizându-ne dacă viața noastră e impregnată de aceste patru lucruri, de cuvântul lui Dumnezeu, de comuniunea fraternă, de puterea pe care o primim apropiindu-ne de Iisus Euharisticul, și dacă simțim necesitatea rugăciunii zilnice și o practicăm în mod regulat. Și pasajul evanghelic de astăzi ne ajută să înțelegem necesitatea și binefacerile întâlnirii cu Domnul și a prezenței sale continue în viața noastră, așa cum ne îndemna Papa Francisc în duminica trecută. Să ne reamintim contextul. Iisus pătimise, fusese îngropat. Ucenicii fricoși de teama iudeilor se împrăștie și stau cu ușile încuiate. Iisus nu îi părăsește, îi înțelege, vine liniștit în mijlocul lor și le spune: pace vouă! Nu e o urare sau o promisiune, dar e o afirmație. Pacea e aici, pacea e cu voi. El însuși era pacea, acea pace care îi liniștește, care dă curaj, acea pace care dizolvă simțământul de vinovăție. Pace care înlocuiește visele neîmplinite, o pace care umple golul provocat de lipsa de satisfacții ce ne cuprinde viața, o pace pe care ne-o conferă prezența și suflul Duhului Sfânt pe care îl oferă apostolilor. Privește la Toma, pe care noi l-am poreclit necredinciosul. Fără să-l străpungă cu privirea, se uită la el gingaș, cu dragoste și fără reproș, îl cheamă pe nume, invitându-l să-și ridice ochii, să-l vadă și să-l atingă. E admirabilă atitudinea lui Iisus față de el. Această atitudine a lui Iisus se repetă și astăzi cu oamenii care cred și noi am experimentat-o, nu doar odată.
mare educator este Iisus. Ne dă lecții cum putem ajunge la libertate. Ne ajută să fim mereu liberi. E stilul său de a veni în întâmpinare, de a adresa primul cuvânt, de a face primul gest care ne dă curaj. Iată de ce azi, în Duminica Divinei Îndurări, Dumnezeu ne oferă încă o dată dovadă iubirii și milostivirii sale față de omenire. Ne face un cadou, ne dă pe cei doi papi ca model de fidelitate față de credință și de biserică, așa cum o va face după 3 săptămâni cu episcopul martir Anton Turcovici sau la sfârșitul lunii mai, propunându-ne pe Maica Speranța de la Colevalența, care a fost ca și Sfânta Faustina, apostola iubirii milostive, a divinei îndurări. Să-i fim recunoscători Domnului și să-L slujim și noi în iubire și fidelitate continuă. Amin.